ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua domnilor invitați, bine ați venit la ședință. O ședință ordinară de luna noiembrie, cu 5 puncte pe ordinea de zi plus diverse. Se pare că o să mai avem de introdus ceva. Vă urez să fiți sănătoși și bine dispus pentru o ședință în interesul cetățenilor. Domnul președinte, doamna secretar, vă rog să preluați bunul mers al ședinței. Bună ziua tuturor! Da? Auziți? Este și domnul Ilieș Vasile cu noi în direct. Da? Prezența unde este? Da? Bine. Domnul Stoian, știți ceva de dumnealui? Formațiunea din care face parte? Nu mai face parte din un an, bineînțeles. L-am sunat, dar nu... Da? Mai așteptăm. Domnul primar, și declarăm ședința deschisă. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia. Ați avut la materialele ședinței procesele verbale ale ședințelor trecute. Dacă sunt discuții pe aceste verbale, dacă le supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul Ilieș, cum votați pentru procesele verbale? Alo, mă auziți? Mă auziți? Da, mă auziți. Cum votați pentru procesele verbale? Cum votați pentru procesele verbale? Explicații pentru, ca să știi și eu că nu știu. Mă auziți? Hai, doamne, explică că sunt proștii nici aici. Nu trebuie. Trecem mai departe. Da. Mulțumesc. Predau lucrurile ședinței domnului președinte. Bună ziua, domnilor. Ne-am întâlnit astăzi pentru o ședință ordinară la sediul primăriei. Sper să fie o ședință cât mai, cât e vorbit așa pe dilături, am vorbit destul. Subiect. Așa. Direct la subiect și avem de spus, de discutat, nu să o lălăim, că suntem sătui să terminăm anul și tot o lălăim așa. Avem ceva de suplimentat pe ordine. Un pic, domnul Ieftin. Dacă tot sunteți la capitolul glumii, dar nu glumesc, fac oameni să... Ca serios? Da, nu glumim. E voi, la diverse glumesc cât vreți. Le-am adus și eu pe ordinea... Scutii. Le aducem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind membrii în Consiliul de Administrație al Școlii, că la ședința trecută nu s-a înțeles mai nimic din ceea ce s-a stabilit. Asta este o discuție și ca și proiect de hotărâre, domnul primar propune suplimentarea cu următorul proiect. Prelungirea valabilității punctului, care expiră la sfârșitul lunii decembrie 2023. Aveți pe masă, da? Haideți să luăm în ordine. Care e ordinea de zi? Suplimentarea? Deci, conform regulamentului, dacă sunt suplimentări la ordinea de zi, se supun la vot suplimentarea și apoi aprobăm ordinea de zi completă cu suplimentarea propusă. Ca de fiecare dată. Da, domnule președinte. Cine este pentru suplimentarea proiectului de ordine? Da, mulțumim. Și acum trecem la ordinea de zi. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Dacă sunt discuții, ceva... S-a aprobat, domnul președinte. Mulțumesc. Proiectul ordine de zi privind convocarea Consiliului Local cu voce în ședință ordinară pentru data 28/11/23. Avem pe ordine de zi un număr de 6 proiecte. 5, 6 cu alea suplimentat și al 7 ar fi diverse. Da? Materiale avem fiecare la... în față. Supunem la vot ordine de zi. Cine este pentru? Dacă îmi permite, domnul președinte, domnul secretar, la proiectul numărul 4, da, am dorit să respectăm codul administrativ,
respectiv al articolul 139 privind adoptarea hotărârii de Consiliu Local, punctul 6, da? Deci intră sub incidența votului secret. Proiectul numărul 4. Da? Proiectul numărul 4, decontarea sumelor? Da. Vine persoane fizice. Aprobarea plății. Știți că am discutat în anterior, în proședința anterioară, despre posibilitatea ca această acțiune să fie ilegală. Să nu amestecăm lucrurile. Deci, procedura de vot o vom stabili la momentul când ajungem la punctul numărul 4. Da, nu se stabilește la începutul ședinței, doamna secretar general. Deocamdată să spunem la vot ordinea de zi. Punem la vot. Așa cum a fost propusă de inițiator. Și când ajunge la punctul numărul 4, deci, discutăm despre modalitatea de vot. De aia e ședința. La începutul discuției proiect. Cine este pentru ordinea de zi, domnule? Supunem la vot ce este. Da. Mulțumim. Încep cu, în forță, așa, proiectul numărul 1, da? Proiect numărul 1, proiect de hotărâri privind aprobarea planului operativ de acțiune proprie de intervenție pe drumuri comunale și sătești pentru prevenirea și combaterea înzăpezirea pentru perioada 2023-2024. Inițiator, domnul Munteanu. Domnul vicepreședinte comunei Bubaci. Domnul vice. Da, mulțumesc, domnul președinte. Așa cum facem în fiecare an, și anul acesta o să trebuiască să votăm acest proiect de hotărâre prin care să ajungem să îndeplinim toate condițiile, în așa fel încât să nu avem probleme în iarna aceasta cu circulația pe drumurile publice, cu transportul copiilor la școală, mai ales că acum și copiii din satul Buhoci merg la ce școală cu mijloacele de transport în comun la Beștir. Avem luate toate măsurile, avem contract cu firma, cu aceeași firmă care au avut și anul trecut. Care este firma? Dezăpezirile. Poftiți? Care este firma? Firma MUP, care a făcut dezăpezirile. Firmă care deplinește toate condițiile pentru a putea să desfășoare activitățile în condiții optime. Dacă permiteți, domnule președinte, deci am primit un amendament la acest proiect de hotărâre. Domnule 11. Al domnului Butacu. Da, v-am votat domnul pentru ședință. Puteți să intrați în ședință, domnul? Am venit cu o propunere a unui amendament pentru la sfârșitul perioadei de iarnă, societatea care a câștigat licitația să treacă și cu curățenia străzilor. Văzând experiența din anii trecuți. Au mai făcut la opunerile și nu s-au întâmplat. Eu acum am zis, doamna secretar, un pic de stat să lămurim o treabă. Persoane, dacă sunt de acord cu ordinea de zi. Spuneți-ne cum votați cu proiectul ordinea de zi. Pentru toate? Toate. Da, pentru toate. Bine, mulțumim frumos. La revedere. Alo. O zi bună. Da, să nu țin domnul sau domnul Stenan sau tot la telefon și. Da, dați-mi speaker. Dați-mi face, să domnul este. Da, dar nu. Zovarul nu are de țeasă, ce știu. Bine, sau bine, uitați cu munce. Domnul alo? Alo? Da. Bună ziua, sunteți în ședință. Mă bucur să vă aud. Mă auziți? Alo? Ba da. Alo, domnul consilier, ne auziți? Da, domnul Butac, scuzați-mă că... Da, scuze, ați terminat ideea? Da, eu spus. Ce am spus, dacă mă ajutată știe, știu despre ce este vorba. Bună ziua, domnul consilier. Sunteți de acord cu ordinea?
Domnul consilier. M-a auzit acum? Nu are treabă. Sunteți de acord cu ordinea de zi? M-a auzit? E de acord. Scrie acum că e de acord. Hai, scrie. E de acord, nu? Da, e de acord. Ce vă stai, 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 stai. Dar lasă că se poate ieși. Da, ok. Suntem acolo. Suntem în direct. Mai da, e deci, doamna... Programul de la vestire. Deci, domnul Stoian, este programul. Spuneți, domnul Irim. Da, mulțumesc. Și atunci, pe ce mai avem doamna secretar? N-am contact cu alte firme. Domnule Butacu, domnule primar, pe acest proiect, cum a dorit domnul președinte, dacă tot se pot face amendamente, aș avea și eu unul care cred că este pertinent și de utilitate. Conștientizând că anul trecut, dacă nu a uitat, era același subcontractor sau contractor, contractant al dezăpezirii, al sistemului, da? Tot domnul de la MUV erau și anul trecut, da? Domnul Revici, știți? Da, vă ascult. Ok. Știți că cetățenii anul trecut, nu am trecut, anul ăsta ne-au anunțat că s-au găsit depozitate și ulterior, după ce le-am și fotografiat și filmat, grămezi de material antiderapant în lunga râului Siret, care a fost aruncat de cel de furnizorul de servicii pe care l-am avut și văd că l-avem din nou. Nu știu dacă s-a făcut licitație publică pe acest subiect sau nu, dar ca să nu mai pierdem bani, pentru că noi oricum ar fi plătim bani publici pentru materialul antiderapant, să trecem acolo în contract sau în, ca amendament, ca furnizor de servicii. În momentul în care se finalizează iarna, se termină iarna și să presupunem că e posibil să fie o iarnă mai bună, mai blândă, să nu mai arunce materialul antiderapant pe malul Siretului, ci să-l depoziteze undeva, ori în curtea proprie, ori dacă nu se găsească primăria un spațiu de depozitare aferent acestui material antiderapant pe care noi îl plătim cu bani publici. Mulțumesc! Da. Domnul președinte, deci, utilizatorul care l-am avut anul trecut nu a aruncat niciun gram de antiderapant nicăieri, nici pe lunga Siretului, nici pe lunga Bistricii, nici pe lunga Dunării, a Prutului sau alte ruri care mai la sunt în... Posibil, dacă ați nu trebuie să încercați să înfloriți, Bistrița nu trece prin Comunului. Domnule, nu înfloriți, vorbiți direct la subiect. Eu vorbesc la subiect. Domnul Mocanu, eu vorbesc cum vreau eu, cum consider că este bine să vreau. Folosind și procedurile artistice, dar dumneavoastră nu știți lucrurile. Dar dumneavoastră nu vorbiți de Bistrița, Bistrița și Dunărea nu trece prin Comuna Buhoci. Din păcate, cred că la geografia ați avut mai bun de noi. Domnule, ați înțeles ce am vrut să spun? De ce faceți perfect. Perfect. Și asta vreau să vă spun. Dar domnul Mocanu, care este unidisciplinat, nu-l mai puneți o leacă la punct dumneavoastră. Că probabil cei 7 ani de acasă eu făcut în pădure la, cum se cheamă acolo, mă, Știrbu. La Știrbu. Așa, eu stau mai mult în pădure, la Știrbu acolo. Și-au făcut casa în Poiană, că nu avea avut de spate casa. Haideți să vă lămâneți disciplinat să vorbească atunci când îi se dă cuvântul. Și eu v-am spus, v-am atenționat de rândul trecut, de la ședința de rând trecut, domnilor cei de la USR, că dacă bruiați afară. Pe oricine bruiat, nu apară. Voi bruia și eu. V-am atenționat cu subiect și predicat. Deci încercați să nu bruiați. Atunci, indiferent cine vorbește, lăsați-l să vorbească. Aveți dreptul la cuvânt. După ce termină cineva, unul dintre consilieri, dintre colegii noștri, termină de vorbit, indiferent ce spune el, n-are decât să dea replică și să, ca drept la replică, să spună ceea ce consideră că îi spune vis-a-vis de intervenția făcută de un consilier, da? La subiect. Frumos. Deci, repet, utilizatorul nostru nu a aruncat material antiderapat
anul trecut și nu va arunca nici anul acesta. Tot atât de rampantul care l-am avut, l-am avut depozitat în locații stabilite, bine stabilite, care sunt trecute și sunt planul. Poate aruncatul era mucanul. Vom face același lucru și vom interveni acolo când este cazul cu materialul antiderapant. O întrebare, mă rog, domnul președinte. Un piculeț, vreau să mă așteptam de la dumneavoastră. Când vedeți cu următoarele idei. Domnule, ar mai trebui în punctul cu tare dus material când nu a fost. Ar mai trebui pe partea aia, dar venim cu niște chestii care nu și-au rostul. Domnul președinte. Un piculeț, să termină de spus. Dacă era, avem discuții pe baza ceva, adică că a fost mașina lui domnul de la MUP sau... Vedeți? Păi, vinovății de cineva care se ia. Foarte bine. Eu n-am vinovății pe nimeni. Eu am, la cererea cetățenilor din zona Bucogeu-Cotrin, am fost acolo. Au fost cei de la APA Siret. Au filmat tot. După care au fost și pe la primărie, știți foarte bine, acolo s-au aruncat, cred că undeva la 15 mașini cu antiderapant. Nu se știe eu, păi nu există aparat de specialitate în primărie să verifice. Nu este sistem de supraveghere video. Dumneavoastră înțeles mie? Păi nu fac acuzii, eu am vrut, domnul președinte, eu am vrut să atrag atenția asupra unei risipe, evident, a banii publici. Și să o evităm, nu dezglopăm morții acum. Vreau doar ca anul ăsta, în primăvara viitoare, când se va încheia iarna, dacă rămâne material antiderapant plătit din bani publici, sigur, să fie depozitat cum se cuvine pentru anul următor, diminuând astfel cheltuielile de la bugetul local. Asta vreau să spun. Nici eu nu sunt contra sau a văzut sau n-a văzut instituția primarului ceva, asta este problema dumneavoastră, cum știe toată lumea. Sistemul de, de camere de supraveghere, funcționează. Deci dacă funcționează, ar trebui să se știe. Domnul primar are pe 10 monitoare în birou. Ar putea să ne spună acum, da, domnule, știm când, știm cine, știm cu ce. Nu o face, poate l-a văzut. Întrebarea simplă este următoarea. Când a avut loc licitația publică, dacă a avut loc, sau dacă a fost prin atribuire directă, când a avut loc această atribuire? Ca și drept la replică, tot sunt acuzat că primarul știe, că primarul vede, că primarul răspunde. Deci dumneavoastră din nou încercați să duceți într-o zonă de dezinformare, deci nu are nicio legătură prestatorul de servicii, de zăpezire și intervenții pe sezonul 2022-2023, sub nicio formă cu cele ce m-a acuzat dumneavoastră. Era o constatare. Să nu se mai repete. Deci nu, dar nu s-a repetat. Deci nu, nu, a, nu le, dar le amestecăm. Dar nu s-a repetat. Nu a fost cazul. Ce să repete? Ce au găsit cei de la APA Siret? Ce a fost acolo? Deci, domnule, nu știu ce au găsit și unde au găsit. Poate discutăm niște despoziții ale agenților economici care dumneavoastră și le-au justificat. Dar nici de cum să nu credeți și e o logică. Cel care face servicii de aduce cară antiderapant de la sediul dumnealor pe raza localității, au zone bine stabilite în zonele, în punctele vulnerabile, așa cum a stabilit domnul viceprimar, și nu-i convine să le mai ia de acolo, să le mai ducă, unde să le ducă. Și le duce acasă, dar n-au nevoie, că deocamdată sunt contractate, plătite. Și noi le folosim și le utilizăm la maxim. Asta toți. Fără risipă și fără repetări și fără... N-au fost repetări. Poți să spun și eu? Da, spuneți, domnule. Domnul primar, stimați colegi. Asta vrea să vă spună domnul Stoica. Da, lăsați sus domnul Stoica să vă spună de ce. Și apoi vă dau voie și anual. În baza hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, avem obligația să actualizăm și noi planul de intervenții privind sezonul rece. Anul acesta, domnii de la Comitetul Județean au întârziat. Logic, data de 30 septembrie era data de emiterea hotărârii, anul ăsta au întârziat. Dar legislația spune că până pe data de 15 noiembrie, toate OAT-urile au obligația să aibă contract încheiat. Dacă citeați planul de intervenție pe sezonul rece, vedeți că noi intervenim și cu buldog primăriei. Am făcut achiziții de sărăriță cu antiderapant. Am făcut achiziții de al doilea buldog excavator în cazul care avem nevoie
încercăm să intervenim curs de achiziționare. Nu, s-a făcut. Eu am obligația până la 15 noiembrie să închei contractul și l-am încheiat la termen. Da? Faptul că au întârziat Comitetul Județean, de asta au și dus la întârzierea acestei hotărâri. Această hotărâre trebuia făcută în 1 octombrie. Dar am respectat ce a fost anul trecut. La nivelul anului trecut s-a depozitat în Comuna Bucoci, acolo unde există pantă, peste 4% înclinație, conform legislației, undeva la 80 de metri cub de nisip. Diferența până la 250 care sunt în contract, se află în depozitul lor, a firmei MUB, și nu se folosește și nu se plătește decât în baza procesului verbal semnat de viceprimar și comisie de recepție. Deci, nu are cum MUV-ul să arunce niște piatră pe care noi am achiziționat-o, pentru că noi nu am plătit decât ceea ce am depozitat cât un metru cub în zonele în care avem pante, iar diferența dacă nu se utilizează, noi nu le dăm niciun ban. Documentații sau contract care stă punctual la baza facturilor. Deci nu s-au plătit cantități care să fie depozitate prin malul Sirenei. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, domnul administrator public locuiește în satul Bucoci. Da? Da. Deci vreau să spuneți acum că nu știți nimic despre ce s-a întâmplat anul ăsta pe Marul Sireptul. Deci, acolo, în dreptul localității unde dumneavoastră locuiți. Nu știți nimic. Nu ați văzut nimic. Nu vă întreb. Știți sau nu știți ce s-a întâmplat acolo? Domnul, este mic o dată de fiind. Păi este important, domnul, să acoperim risipa banului public în avantajul unor firme, nu în avantajul cetățenilor. Aveți ceva strict cu domnul de la MUF? Nu! N-am cu domnul de la MUF. Eu vreau să știu cine a aruncat pe Marul Siretul acele materiale. Domnului viceprimar. Acele este pe amuzi de primate, mediu. Da, spuneți, domnul, spuneți, domnul, stai. Trimite o fotografie privată, dacă nu mă credeți. Nu știu ce să mai dau. Domnul Stoian. Da, spuneți. Da, da. V-aș ruga să veniți la ședință, domnul. Da, da. L-a rugat. L-a rugat. Rugați-mi să vină la ședință. Domnul Lai? 3 și 5, votez pentru. Corect. 1, 3 și 5. 1, 3 și 5. La proiectul 4, l-aș ruga pe domnul administrator, că am înțeles că este prezent acolo, să mă lămurească care este suma pentru cămin de raportare și în cazul când la un singur cămin se fac două raportări, cum se împart sumele. Ca să vă dea răspunsul, că aveți raportul 4, dar răspuns. Asta ați făcut așa. Ca să înțeleg, v-am trimis la 4, da? A, așa. Nu, vreau lămuriri. Sau lămuriri. Lămuriți-l, domnul Sfără. Nu rămâni cu noi la domnul Stăian, noi am aprobat un proiect de branșamente la apă și racordul la canalizare, da? În baza lui, suma care se alocă pentru branșarea la apă, ceea ce plătește omul este de 1055 plus TVA, la canalizare, nici știu eu, nu știu 100%, dar e 1300 și ceva plus TVA. Deci împreună sunt pe în jur de 3700. Deci în jur la 30 de milioane. De asta am spus că nu știu exact. Suma este trecută în proiectul care l-a primit. Eu nu am citit proiectul. Deci dacă este numai apă, suma alocată este de 1055 plus TVA. Vine în jurul la 1260 de lei. Canalizarea este mai dificilă. Da? Hai să ai altă. Invitați la ședință. Domnul președinte, transmiteți-i, vă rog. Domnul Stoian vă așteaptă, domnul Iftini, să invitați la ședință. Când o să apare. La legere special, la legere de 2024. La legere, să-i faci ca la legere, pentru alegere de 2024, să-i faci campanie. Să nu iasă, nu iasă, sigur, care e 49,9%. Iasă din schemă. Avem o consiliere. Mulțumim.
Da, da. Eu ies primul. Eu pot și pe da. Doamnă. O vă dați pe toate. Da. Deci, domnul Stăr? Da, 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 v-am auzit, da, sunt este aici. Este poate 5 proiecte. Da. Mulțumim. Bine, mulțumim. 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 Să-i dau cuvântul și domnul Mocanu, că stă sus, să nu-și piardă idei. Am să întreb pe domnul viceprimar, cât și pe domnul primar, dacă această firmă este dotată, de câte am auzit la domnul administrator, este dotat cu acele sărăriți. Dar sper că aceste sărărițe să fie funcționabile. Nu sărărițe tip lopată, cum a fost anul trecut, dacă vă aduceți aminte, a trecut bine cu voci, unul într-o parte, unul într-o parte. Văd că se plătește acea sărăriță. Unde a fost domnul? A fost. La dumneavoastră a fost? Da. Eu pe Vale așa am văzut. Dumneata, pe Vale nu poate. Dumneata, nu vezi bine. Aia e toată treaba, dar eu văd foarte bine. Eu văd mai bine. Nu, dar nu vezi bine, pentru că așa era. Așa era pe Vale. Întrebați și oamenii care au văzut. De asta am întrebat. Am întrebat dacă vor fi funcționabili. Nu am întrebat în nume de rău. Am întrebat să fie funcționabili. Imediat răspunde domnul. Probabil a fost și și să hai să discutăm asupra subiectului și nu să spunem că Bistrița trece prin comuna Buhoci, nu umblăm cu gogomării din asta pe care ne le spune domnul Munteanu. Domnul Munteanu a rămas în urmă cu memoria. Bistrița nu a circulat niciodată prin comuna Buhoci, domnule. Nu, pe niciodată Bistrița. Sau Dunărea, tot dacă ai plătat un canal. Transport Bistrița circulă. Da, prin comuna Buhoci nu circulă așa ceva. Înseamnă că și dumneata ești tot la fel de slab. Și dumneata la geografie tot la fel, ai avut trei. Transport Bistrița, domnule. A, transport Bistrița. E cu totul altceva. E cu totul altceva. Vă mulțumesc, domn președinte. Vă mulțumesc. Rugă mintea mea, domnul Mocanu. Nu, dacă sunt vorul mai mic, e mai bine. Păi da, dar mă bruiază. Da, mă bruiază. Aveți un risc foarte mare de a face în față. Dumneavoastră mă bruiați. Dacă mi-ați dat bruiază, spuneți, domnul Locanu. Da, deci și anul acesta firma cu care primăria are contract va desfășura lucrarea de... Vă spune din sănătate. Va desfășura activități. Nu, discutăm după aceea. Domnul Stoica, vă invită afară. Va desfășura activități la fel de buni ca atunci când desfășurat, când era viceprimar domnul Mocan. La fel de bine. Deci, va face la fel de bine. Cum s-au făcut de zăpezi pe vremea când a fost domnul Mocanu viceprimar, cu siguranță și anul acesta ar fi la fel de bun ca atunci. Supunem la votine, când a fost domnul viceprimar. Haideți să fim o leagă. Supunem la votine, Stefan. I-a răspuns pe Andrei. Amendamentul, da, l-am supus. Cine este pe? Cu amendamentele aferente, da? Dar dumneavoastră ce amendament aveți? I-am spus de asta. Ca să nu se mai depună pe mama Sirietului? Ceva ce nu s-a depus? Nu, dar nu s-a depus. Vă trimis și dumneavoastră. Nu, dar noi am întrebat, dacă știi strict, firma nu va depozita așa ceva. Dar nu s-a depus. Păi nu trece să nu vă refer la firma nu. E clar, vorbim câteodată, eu o chineză și dumneavoastră în altă. Domnul Știu, v-am întrebat, aveți? Eu o mandarină. Vorbiți că dovezi că firma MUV a depozitat. Dar cine a spus de firma MUV, domnule? I-a spus că nu se mai aduce ceva usiret. I-a spus ceva domnul firma care face. Eu dacă vreau să spun ceva, eu pot să-mi permit să spun, am curajul. Eu n-am fost angajat în nici mai dintre firmele astea pe care... Discutăm de firma MUV care desfășoară activități. Nu discutăm de altceva, da? La monumentul de acum. Nu, de ce l-am numărat? Încă o dată, supunem la vot cine este pentru. Cu amendamentele propuse, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Unanimitate. Da, mulțumesc. Ați văzut că și eu înțeleg mandarina. Vini Crăciunul, cea mai mare sărbătoare a anului, la sfârșit de an. Unii merg cu ursul, unii știți, cu șarpele. Frumos, acolo, vin cu ursul, cu șarpele la noastră, cu păgurul, cu toți. Mai nu vă vii cu oile, că tot pe ce... Hai, cu oile sau cu bățul ăla. Cu bățul ăla de la deal mare. Hai, treci mai repede. Nu vei vei cu bățul de vor. Sau dacă nu mergem cu altceva, pe la domnul Gabi, pe acolo. Vedem, pe la domnul Gabi.
La biserică de face. Nu, 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 la magazin de unde ești, bere. Eu și bere, da. Păi, meu, dar în loc de 12 scutări, sunt avea vreo 15. Păi, ăștia sunt numeri omul, da. Placat, urât. Ești la punctul, bă. Da. Logan să fiu botan acolo, la bere. Da. Trecem la punctul numărul 2. Mai e și câte o... Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcție al aparatului de specializare a primarului Oatei cu Hoci. Inițiator, domnul primar Cristof Cristian. Ați auzit, domnule Glor? Domnul primar? Avem o adresă înaintată de către instituția prefectului. La care o să-i dau o citire și dumneavoastră o să faceți o analiză și o să vedeți cu propunerea sau ce credeți dumneavoastră. Da. Către Primăria Comunei Buoci, în atenția domnului primar, referitor la legea numărul 296 pe 2023 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Vă informăm prin prezent, în 27 octombrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 997, legea numărul 296 pe 2023 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Conform articolului 17 roman alineatul 8, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unități subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit potrivit articolului 3 alineatul 8 pe 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 63 pe 2010 pentru modificarea și completarea legii numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale pentru, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 13 pe 2011 cu modificările și completările ulterioare și punctul 1 din anexă la respectiva ordonanță de urgență se reduce cu 10% începând cu data de 1 noiembrie 2023. Totodată, articolul 21 alineatul 2 din legea mai sus menționată precizează prevederile articolului 17 alineatul 3 și 8 se aplică în mod corespunzător. Aici vreau să fiu, să fiți un pic atenți. Având în vedere cele mai sus menționate, vă rugăm să vă asigurați depunerea în aplicare a prevederilor legii numărul 296 pe 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare României pe termen lung și să comunicați instituției prefectului județul Bacău măsurile dispuse. Cu deosebită considerație, prefect Lucian Gabriel Bogdanel. Da, dacă sunt discuții pe proiect. Aveți discuții? Le-am avut pe 30. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Tot în mandarină am votat. Doamne, așa e frumos, civilizat. Vă agitați ca domnul Pacra Pierzi. Da. Mai vezi că te trimit la Tudoran. Să fost drujbi. Cu Tudoran din meu. La Tudoran, dacă nu, te trimit la domnul Gata. Deci la punctul numărul 3. La PSD, nu știu cum te-a prins acolo. Ești, ești, ești. Sau țara. Nu știu dacă-i prins sânăța. Hă? Da, acolo, l-a prins sânăța. Domnul Gata. Domnul Gata. Eu ca să mă lămuresc. Eu dacă era, nu mai lucram la domnul Gata. Că am lucrat, am fost șoferul meu. Nu trag cu râs. Nu trag cu râs ca domnul Mocar. El l-a prins în magazin nevastă mea la bere. În loc de
Nevasta, nevasta dumnealui. 15 avea, domnul nu mai știa să mire de la 11 la 15. Dădea și el de pomană. Și nu știa că e bine, m-a prins soția, tocmai soția. Dacă vezi cât e cât e din gânsac. Da, vezi cât e din. Discutați chestiile astea cu motorina, cu berea, după. Da, da, da. Să-l întrebi domnul Cojocaru dacă... Vezi că abar noi cât e urechea el. Frumos. Frumos, da. Da, da, dar merg altcumva dacă e atât de... Îi respect, ar trebui să v-am spus, aveți ceva, vă iubiți, luați-vă, dar după ședință. Nu, dar aș lua, ulea. Trece la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentelor necesare, demarării procesului de licitație publică organizat în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane în area teritorială de... Competență. Asociație de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. ADIZM. Domnul primar? Așa cum ar trebui să știți o parte din dumneavoastră, suntem în membrie în Asociația Intercomunitară Zona Metropolitană împreună cu municipiul Bacău și în calitate de membri trebuie să ne să venim dacă suntem pentru sau nu cu inițiativa asociației. În sensul că dumnealor vor să creeze transportul public pe două tronsoane, să zicem așa, și tronsonul 1 care îl supunem la vot, nu ne cuprinde și pe noi ca OAT. Din discuții și din studii se pare că vom intra în etapa a doua. Dar legea spune că toți membrii trebuie să își dea cu... Aportul. Să arcă aportul prin vot. Altceva? Întrebare pentru domnul primar. Da, spuneți. Pe subiect. Conformitate cu cele spuse de dumneavoastră, acum ați spus că, vă parafrazez puțin, ați spus că noi nu intrăm în pilonul 1, în prima fază. Vreau să vă întreb, la vizita pe care ați avut-o, la ședința pe care ați avut-o, în calitate de reprezentant al UAT Buhoci, cum ați votat atunci? Pentru sau împotriva includerii Comunei Buhoci în acest proiect metropolitan? Sunteți sigur, da? O să aduc un proces verbal care atestă altceva, dar vedem. Bine că ați spus public lucrul ăsta, da. Niciodată nu am tot pe subiect v-aș ruga. A se realiza ceva, indiferent din ce zonă politică. Eu știu că ați votat împotrivă. Bine. Dumneavoastră știți. O să aduc un document care atestă ceva. Bun. Punctul 2. Asta era mai puțin important. Cu toate că dumneavoastră, oriunde vă duceți în puternicii de către Consiliul Local, trebuie să țineți cont de părerea noastră și a comunității. Ori v-aș ruga de data asta, pentru a rezolva puțin problema. Știți că dumneavoastră ați spus cetățenilor din Dospinești că veți asfalta anul ăsta. Poate nu reușiți anul ăsta, la anul poate reușiți. Anul ăsta când? Și în contextul ăsta v-aș ruga, pentru că este de utilitate și de interes public, mai ales în satul ăla, să discutați. Păi, dar nu vă mai interupesc, că nu... Dar aia amestecați, dumneavoastră bulversați, duceți lumea, haideți să trecem direct. Dar am trecut de la transport la... Domnul Tim, am trecut la transport la asfaltare. Păi e contextual cu ceea ce vreau dar să spun. Dar nu îi doar la nicio legătură. Vorbiți de transport public, domnule. Am spus că mi-aș dori, nu eu, cetățenii din Dospinești, ca ruta viitorului transport public metropolitan să treacă prin satul Dospinești pentru a nu mai ține bătrâni, copii, tineri, că e iarnă, că e vară, prin zăpezi, prin nămeți. Corect? Actualmente, stația de autobuz este undeva în câmp. Ori tot satul ăsta, Dospinești, trebuie să meargă prin zăpadă, prin noroi. Că astea sunt condițiile ferite de primăria Buhoci actuale, până acolo. Ori, printr-o... De asta am adus în calcul asfaltarea, domnule președinte, pentru că asfaltându-se satul, acel operator de transport public metropolitan va accepta să schimbe traseul pe un drum asfaltat și nu pe un drum cu gropi și cu hârtoa pe care îi rupe mașinile acelui operator de transport. La asta mă refeream. Deci să luați în considerație, domnule primar, când mergeți acolo la acea întrunire, să țineți cont și de cetățenii din Dospinești, pentru că contează și aceștia, să știți. Da, domnule, foarte de o să țin cont. Dar înainte de toate, vreau să fiți foarte sinceri la ceea ce spuneți. Știți foarte bine că toate tronsoanele stabilite
de către specialiștii care vă tocmesc documentația, se fac în urma unor studii. Evident. Și în urma unor rapoarte, care dumneavoastră ați primit un teanc de rapoarte să le duceți, să le analizați și să le completați. Și a stat cu ele două săptămâni și le-ați adus în alb la primărie. Este adevărat sau nu este adevărat? La ce rapoarte poate referiți? La acelea prin care un membru PNL nu e cerea loc, mie nu, din telefon nu, în privat nu, să facă domnule, multe lucruri pentru că deci chiar mie dumneavoastră erau niște studii care erau trimise în direct de domnul Vizitiu ca să le introducă pe... Deci, domnul, dar de ce nu recunoașteți că ați adus în alb? Păi ce să recunosc? E o ce spuneți. Acele studii stau la baza la întocmirea tronsoanelor. Haideți să vorbim pe rând. Vă rog frumos. Dumneavoastră înțelegeți ce vă spun. Dar de ce l-ați ținut două săptămâni și ați venit cu ele în alb? Păi am primit acest studiu. Am avut inițial intenția, în calitate de consilier local, să mă ocup de pintea. Și de ce l-ați scris acolo? Să scrie telefoanele de la prea înalții PNL-ului de la Bacău. Dar să facă șantaj, să credeți în unde are, că vrea cineva președinte, vrea direcție. Cine zonei metropolitane la care face referință? Credeți că eu așa fac politică și administrație? Nu. Dumneavoastră vă ajut așa pe nepotiste, pe hoții, pe măgării. Eu nu fac măgării, ca să fie foarte clar. Spuneți-i șefului dumneavoastră la PNL, dacă vrea să acționeze, să, în calitate de ministru al mediului, să facă curățenie pe râul Siret. Da? De ce le amestecat? Așa, pentru că voi cei de la PNL, voi cei de la PNL umblați numai cu măgării, cu subterfugii, cu chestii de-alea pe la telefon. Domnul, știți cumva, eu vreau să ajung director la orice instituție. Faceți și mie un favor, nu fac favorul nimănui. Deci noi discutăm de zona metropolitană. Cine este președintele zonei metropolitane pe Bacău, domnule? Știți foarte bine. Spuneți. Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Și atunci ce amestecați cu PNL-ul? Pentru că PNL-ul m-a sunat, nu Lucian Viziteu. Ați înțeles? Să vă fie rușine. Pentru că dumneavoastră i-a spus acelui PNL-ist că dacă mă convinge pe mine lucrurile mele bine. Nu mă transfer de ăsta de influență. Nu vrea să le cunoască adevărul. Te aduc și îmi pare și nu mai... Mai deschide subiectele astea că mie îmi plac, să știți. Eu știu că știți numai... Domnul, dacă aveți ceva... Sunteți numai pe manipulare de șmecherea. Spuneți, stimați să... Dar să nu batem apa în domnul pentru Vizitiu, că... ați auzit dumneavoastră ce faceți cu proiectul de hotărâre? Sunteți pe manipulare, domnule. Nu, domnule, PNL-ul e pe manipulare. Dar e domnul președinte care a venit cu proiectul de hotărâre în Consiliul Local. Domnul președinte, la dumneavoastră, la USR. Nu, nu, ați greșit tot. Care merge să faceți zbora pe... Domnul Lucian Stanciu Viziteu a venit cu cel mai bun proiect pentru municipiu și pentru zona metropolitană. Dar dumneavoastră, ați votat împotrivă. Și buhocenii nu au fost timpul că nu m-am acuzat. Stăm acolo numai ca să plătim o mică sumă de bani aferentă calității de membru. Iar mințiți, domnul Mieiță, iar mințiți. Da, domnul Cristinel. Domnul Mieiță, iar mințiți. Domnul Cristinel, orice minciună trebuie demonstrată. Demonstrați-o. Da. Stimați colegi, e o situație penibilă ceea ce se întâmplă la noi în Buhoce. Dacă acel drum în satul Dospinești ar fi asfaltat. Și, doamne, lăsați-mă să vorbesc, eu nu v-am întrerupt. Lăsați-mă să vorbesc. Vă rog frumos, de asta ridic tonul. De asta ridic tonul, pentru că nu sunt lăsați să vorbesc. Nu vorbim de asfaltare, vorbim de transport. Domnul, ascultă-mă, te rog frumos. Ascultă-mă. Dacă acel drum din satul Dospinești ar fi asfaltat, aceste firme și-ar schimba traseu. Ce tot vorbim atât? De ce tot ne astupăm după minciună? De ce nu-l asfaltăm? Priviți cu atenție că cetățenii merg de 4-5 km pe jos, ajung în Dospinești și în Dospinești cu stupoare nu mai au nici acea stație unde să stea să se adăpostească. Pentru că acea stație a ajuns de râsul lumii. Nu mai are nici cor, nu mai are nimic. Toți vin acolo și până la urmă discutăm. De ce nu discutăm de ceea ce trebuie să discutăm? Da. Asta e, nu vă convine. Nu vă convine. Asta este realitatea. Domnul, vă rog frumos. Dacă discutăm de satul Dospinești. Discutăm. Vorbim strict. Lăsați. Domnule, gata. Lăsați dumneavoastră. Faceți ceea ce vreți să... O singură remarcă. Da? Nu mai vreau ce... Hai să spunem la vot cine este pentru. Acest proiect, da.
Doamne, să punem la vot. Acest proiect este unul dintre cele mai bune proiecte pe care Lucian Daniel Stanciu Bucău l-a făcut și pentru Atebuni. Domnul Iremiencu, dacă vă spun, nu facem politică aici. Votam pentru atunci și aveam și noi. Aici suntem la ședința Consiliului Local, nu facem politică. Nu facem politică, dumneavoastră i-a spus numele aici. Am încheiat, stric la obiect, dacă vreți să punem la vot cine este pentru. Domnilor, să punem la vot cine este pentru punctul numărul 3. Deci unul, da. Toată. Da, toată lumea, dar vi se pare așa, hai să ne pare civilizația așa, încercați să vedeți pădurea, dumneavoastră nu o vedeți din cauza cupacilor. E bine, vă, domnule, o vedeți când vedeți cu trafic, trebuie revalată stația aia, trebuie refăcută sau stația de la Dospinești. Da, domnule, dacă am spus să vedeți, domnul președinte nu vede, trece în fiecare zi, domnul vice trece în fiecare zi, domnul primar trece în fiecare zi, dacă eu am spus ceva, domnul, lasă-mă. Mergeți la domnul Gabi, poate mai terminați. Vorbiți strict la problemele care se întâmplă. Chiar 2-3 oameni durează 5. Să rămână la teu, da. Păi să rămânem pentru, da? Deci domnul consilier, voi asta a discutat cu noi. Da? Și a exprimat votul? Exprimat votul. Aici pe fiecare proiect în parte. Da? Îi permiteți? Spre bucuria dumneavoastră și a domnului primar, poate o să aveți o... Nu am nimic personal cu dumitare, nu am nimic personal cu nimeni. Discutăm problemele care sunt aici în ideea. Eu de abia așteptem. Cine mai zice de primar? Cine mai interesant de primar? Da. Acum zice de două spiniente. O fac eu. O fac tu. În alegeri. Da. Da, trecem la proiectul numărul 4. Domnul Iftimi s-a învăit că are probleme, poate are și domnul Mocanu să fie mai liniștit. El are mai de mult, dar nu le-a știut. Care au probleme, mai ales aia cu așa, rămâni da. El are sărac, dar nu știam, da, asta e. Dumnezeu cu mine. Da, mulțumesc, succes. Da, mulțumim, domnul. Ia-l la ședință, simplu și frumos. Mergem mai departe. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării sumelor achitate de către utilizatorii casnici la prima branșare, racordare la sistemul de apă și al sistemului de canalizare al Comunei Buhoci. Domnul primar? Avea domnul Golaie, dacă îmi permiteți aveți ceva să dăm de... dumneavoastră cuvântul că despre proiectul 4 era vorba în introducere. Da, mulțumesc frumos, doamnă președinte, mulțumesc frumos, doamnă secretară. Deci avem codul administrativ care stă la baza organizării și funcționării a tot ceea ce înseamnă din punct de vedere legislativ și executiv. Iar la articolul 139, privind adoptarea de hotărâri, punctul 6, este menționat următorul lucru. Consiliul Local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Deci Consiliul Local poate stabili. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret. Deci vreau să luați în calcul acest aspect. Da. Și dacă permiteți mie să dau cu... Adică să-mi spun punctul de vedere al... Eu am punctul de vedere al unei legi. Deci vă mulțumim foarte mult pentru că studiați. Dar să ținem cont că hotărârea de Consiliu din luna iulie, care a fost adoptată și aprobată de către dumneavoastră, nu se referă la persoane, se referă efectiv la un dosar de îmbranșare și acordare la o utilitate. Ținând cont de ceea ce a spus eu, consilier, propun ca proiectul... de hotărâre, nume și prenume. Păi, asta, te permiteți. Propun ca proiectul de hotărâre al domnului primar, inițial de domnul primar, să fie scos nume prenume, să rămână număr curent, că asta ne interesează, și numărul de dosar. Dacă dosarul... Dacă este număr de dosar, de cerere... Nu ar mai fi nicio problemă, nici nu mai intră sub incidența... Deci, apoi, e cu nume și pe nume de asta. Da, dar în spatele fiecărui dosar se află un cetățean. Asta e. Da? Aș vrea, domnul președinte, propun să spuneți la vot amendamentul de a scoate nume și pe nume, de a rămâne numărul cererii.
Și dosarul... Da. Da, sunteți de acord? Cine bănuiesc că a fost făcut de cineva? O să-l formuleze inițiatorul, domnul primar. O să... Ok. Da? Deci supuneți la vot amendamentul. Supunem la vot amendamentul domnului Golai. Cine este pentru? Al domnului primar. Dar nu al meu. Da, al primar. N-am făcut niciun amendament. Domnul primar vrea să facă un amendament pe care nu vrea să facă. Greșit. Pe care nu vrea să facă. Domnul primar. Referitor de la ce spunea dumneavoastră din cazul administrației. De a scoate numele și numele. Pentru a nu fie interpretat. Da, să nu fie interpretat. Da. Așa. Domnul Ocan, aveți un amendament cel? Deci cine este pentru, nu am numărat. Da? Toți pentru, da? Mulțumesc. Eu mă abțin, doamna secretară. Am înțeles. La amendament, da? Domnul nu, la amendament, da. Da. Trecem la discuții pe proiectul de hotărâre. Dacă sunt discuții, ce vin? Da, ar trebui să vin aici cu niște precizări. Așa cum știți, am trecut la partea de racordări către populație pe alimentare, apă și canalizare. Avem un număr de... Două e primă fază 11. Și încă... 11. Păi doi e primă fază, în proiectul inițial. Doi care e primă de 11 branșări la ora actuală. Urmează valul 2 în baza cererilor. Deja ne ducem în zona de 50, încât, poate mai mult. Concrete, aceste branșări sunt în execuție de două societăți în acest moment. Se pare că vine și a treia societate ca să lucreze și pe celelalte sate, Dospinești și Buoci. Ce să zic? Firmele lucrează, sunt fel de fel de probleme, dar le gestionăm și le trecem cu bine. Deci propunerea domnului primar este să completăm proiectul de hotărâre cu încă 11 persoane, dosare. Și două inițiale. Da. Dacă nu mai sunt discuții. Care sunt finalizate în baza procesului verbal de recepție. Da? Și funcționali, adică oamenii care s-au branșat, au și apă? Sau doar s-au branșat și așteptăm să se lua? Noi discutăm de branșă. Nu putem lucra sub presiune. Să fac teste, să fac la orice branșare. Să fac branșare, tu nu raportare. Da, și trebuie să avem un număr de un minim de persoane. Știu, nu, în funcție de cum... De zonă. Cere instalația. Sunt motoare industriale și nu putem porni pentru 10 branșări tot sistemul de apă și canal. M-ar interesa câte zile durează o branșare și pe satul Buhoci când aveți cereri? Asta vă spuneam, sunt cereri, dar vă spune domnul Stoica. Luni dimineață vine firma, discutăm cu el, ar fi bine... A treia. Da? Deci luni de apare aici. Ar fi bine să aveți telefoane deschise ca să putem comunica oamenilor ca marți să se prezinte la primărie, să semneze contractele cu firma respectivă. Valoarea este identică pe tot fronsonul, de la Beșghir până la Coteni. Pentru apă, aceeași valoare pentru canalizare, acolo unde sunt canalizări. Adică satul Coteni de având canalizare, se decontează mai puțin decât sau plătesc mai puțin și decontează mai puțin, pentru că nu au canalizare. Și canalizare. În luni sau marți, o să, în baza avizelor care sunt emise, avem număr de telefoane, o să-i sunăm să prezinte la firma aici să își facă contractele. La o altă întrebare a pusă de domnul Vodobeșteanu, o firmă poate branșa, cel puțin la popisatul Coteni, branșa câte 5-6 pe zi. Deci, când s-au apucat de lunea trecută, sperăm că până la sfârșitul săptămânii viitoare să termine Coteniul și să înceapă Bogeau. Undeva la 50 și ceva de case deja obținute avize de branșament. Numai pe apă. Domnul Stoicar, vreau să vă întreb, că sunteți în măsură, câte branșări vor fi necesare, să le înțelegem, câte branșări vor fi necesare ca acest proiect
că aceste persoane care acum s-au branșat, să dea drumul. Să se dea drumul la. Deci estimarea era la minim 120-150 de bani. Dar depinde și zona, că se oprește, dacă face branșare, se oprește. Ca să ne înțeleg eu, dacă nu vor fi 120 de branșe, cetățenii nu vor avea apă. Chiar dacă se vor... Se va face, dar costurile sunt foarte mari și atunci o să fie niște costuri mari la furnizarea de apă. Noi facem așa că încât să stabilim un cost minimal la furnizarea de apă, dar ca să poți să funcționezi la capacitate, trebuie să am un minim de... Dar am înțeles că 120, dar care ar fi capacitatea maximă ca să funcționeze? Capacitatea maximă este stabilită la 700 de gospodării. Pentru asta a fost cererea inițială. Pe toate prosoanele care au fost, avem... Pentru că, văd aici, sunt 11 persoane. Ca să ajungem la 120, cred că, nu știu, anul ăsta... Ați făcut ceva de sunt mai multe persoane care sunt deja. Așa, putem să evoluăm foarte repede. O să fie convocat aproape săptămânal. Vine cu altă parte de primitire, începe și Buhoce, va veni și Coteniu. Și atunci, nu numărul de 11 este cel obiect. Săptămânal vor veni cât de 30-40. Deci și noi ne ajută să le putem debloca banii repede. Cu dumneavoastră discut calm. Vedeți dumneavoastră cât de calm discut. Pentru că, uitați dumneavoastră, vreau să citiți. Sunt numai din satul Bișghir, de asta întreb. Ba pe domnul viceprimar, ba pe domnul primar. Domnule, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Eu vă întreb pe dumneavoastră. La Buhociu nu are nicio... Deci cere nicio persoană. Domnule, te rog frumos, nu mă vruia, te rog, nu mă vruia. Gata dosare ca să poți să le pun. Asta ce am întrebat eu, domnule? Ce am întrebat? Zic, nu mai sunt și pretendez din satul Buhoci, din satul Dospiel. Asta întreb, cred că. Dar dacă dumnealui crede că fură motorină și cineva nu-l vede, l-a văzut. Un pic de bun simț. Un pic de bun simț, dar te rog să mă lași. Că dacă vrei să mă lași, dacă vreți, mă pot duce la tătarul să vă aduc numărul de aviz. Nu am mai Domnul Stoica, eu vă mulțumesc. Cu dumneavoastră discut. Da. Domnul președinte. Da, spuneți domnul. Deci, Există o dinamică. În toată acțiunea asta de branșare există o anumită dinamică. Or să fie cereri spre aprobare. Se lucrează pe tronsonul Coteni, s-a început de o firmă, lucrează în 3 firme, din 5 firme care au venit aici la noi, s-au înscris, au rămas 3. 2 s-au retras. E treaba lor, nu e treaba noastră. Nu se știe. Nu au rescris. Nu, ei pot veni. O să vină și alții rămasă. Ei pot veni, dar deocamdată nu au venit. Sunt 3 care și-au anunțat intenția să lucreze în comuna noastră. Este o firmă care lucrează din Coteni, așa cum a spus domnul Stoica. Se va finaliza, vom vrea să termine anul acesta. Este o altă firmă care lucrează, ca s-au înțeles și între ele. Mai este o firmă care lucrează în satul Bișghir, așa, și va veni din luni o firmă care va începe pe Buhoci și Dospinești. Este foarte greu să mute cu instalațiile. Astăzi se mută să facă 2 branșări în Coteni, mâine să facă 2 în Bișghir, poi mâine să facă 2 în Dospinești și mai departe. Închipuiți-vă că e o firmă care lucrează, face producții. Nu poate să mute și nu este corect și nu este eficient și ar putea să crească costuri. Și atunci, sigur că da, și atunci se merge pe pachet. Are pachetul de lucrări pe Coteni, omul lucrează și face 3, 4, 5, 6. S-a creat deja, că tot discutam vis-a-vis de propunerea făcută de domnul primar, dacă a fost bine sau nu a fost bine să facem cereri din nou, să actualizăm cererea și să facem pe procedura pe care noi o avem. Este foarte bine. S-a creat așa emulație și vreau să spun că oamenii, chiar dacă nu au cerere făcută, spun
eu am întâmpinat situația asta, domnule, vreau și eu, dar n-am ce era făcut, niciun fel de problemă, hai la primărie, păi, ce era și, și vin zilnic, vin, de-aia v-am zis că există o dinamică, zilnic vin cetățeni la primărie, la domnul Tătaru, care vin să-și facă dosarul. Astăzi este o etapă, acum noi discutăm doar de o etapă de a deconta banii care s-au făcut, dar mai sunt în zona de așteptare pentru ședința viitoare alți cetățeni care deja li s-au făcut racordări. Vis-a-vis de că a ridicat domnul Coco o problemă tehnică de dacă vom avea, sau eu nu știu, dacă vom avea apă, nu, Coco, dar dacă vom avea apă sau nu vom avea apă. Sigur că este apă. Am discutat ieri, am fost la Cotier și am discutat cu dirigintele de șantier și cu constructorul și cu echipa de la primărie, casă care face recepția la lucrări. Nu putem să... Am făcut trei branșări, acum facem proba la apă. Pentru că a face probă, a da drumul să facă proba, ar însemna să dăm la o cantare 10 tone de, de apă. Nu facem la fiecare branșare, facem probă. Șanturile rămân descoperite, conductele sunt vizibile și în momentul în care facem probe, să vedem proba de etanșitate, despre proba de etanșitate vorbim, vom face la tot Coteniu. Avem posibilitate să oprim pe tronsoane, să oprim apa. Deci dacă dăm drum pe tronsonul X, dăm drum la apă, avem posibilitatea ca pe tronsonul Z să facem branșări, pentru că nu va fi apă acolo, oprim din robinet. Sunt posibilitățile astea. Deci nu există niciun fel de problem tehnic să nu putem să facem și branșări, să avem și apă. Și încasarea banilor? Deocamdată n-am ajuns acolo. La încasarea banilor am avut o discuție cu domnul primar, am făcut mai multe studii, mergând la alte comuni, care deja au, domnule, care este prețul, cât este prețul, vom merge deocamdată pe prețurile minimale, care le au celelalte comune, urmând ca după o lună, două, trei luni de funcționare, să vedem care este prețul real la nivelul Comunii Bolci. Și vom stabili prețul la Comunii Bolci pe care noi îl vom discuta aici în Consiliu. Supunem la vot cine este pentru, dacă nu pentru, sunt pentru. Bine, nimic. Hai să... Abține, vă rog. Abține. 1, 2, 3. Și domnul... 4 abține. Împotriva? Nu. 3 abține, nu 4. 3. Dar domnul Ifrin s-a abținut. S-a abținut? Da. Da, nu vrea regulă nici cu număr de dosare, pentru că la un moment dat, unii dintre noi vom fi în conflict de interese. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul... Doamna secretară, vă rog frumos, în procesul verbal, să consemnați persoanele care s-au... Întotdeauna sunt consemnați, domnul Bine. ...sau nominat. Da, da, da. Sunteți cu acolo în plafețe de teren, da? Domnul primar. Da, așa cum știți, printr-o hotărâre anterioară m-ați împuternicit să fac demersuri prin specialiști măsurători cadastrali pentru identificarea terenurilor din zona Comunei Bolci, pentru a fi ulterior valorificate sub o formă sau alta, pentru a aduce plus valoare bugetului local. Nu sunt prea multe din verificările făcute. Sunt trei terenuri care se învecinează cu cartea funciară, sau mai bine zis, limita ABA-SIREP. În decursul timpului, foarte multe parcele sau lungi ale râului SIREP au fost asimilate de către ABA prin proceduri legale, zic eu, atât timp cât au putut și le cadastreze și am fost cumva privați de a le introduce în inventarul Comunei Bolci. De aceea am procedat și am ajuns la
trei suprafețe. O suprafață în zona Traian, grădina de legumi în spate, acolo o luncă. Am verificat mai la Vale de Siere, știți, și acolo sunt niște lugi, le-au luat da. Apele Române, sunt intabulate de ani de zile la Apele Române. Am venit mai la Vale aici, în spatele cimitirului catolic, duce până în zona Islazului, la Floareș. Mare parte din luncă au fost luate de Apele Române și le-au intabulat. Am trecut și am ajuns undeva în zona Cotenului, în graniță cu Tamașul, am depistat acolo, nu știu, 16 hectare neproductive. Vreau să mă înțelegeți că acolo nu are nicio legătură cu partea de islaz, folosită ca islaz. Noi nu avem trecut în inventar ca și islaz, este teren arabil la dispoziția Comisiei Locale pentru aplicarea legii fondului funciar. N-are nicio legătură. E vorba de niște tufăriși cu teren neproductiv, care știți foarte bine, de-a lungul timpului am avut multe reclamații, se certau lumea de la aragi, de la cioate, nu știu ce. Și acum le-am identificat, avem cum zic, puncte pe... Sunt liberi de sarci, nu urmează ca ulterior. Dacă o să vină propuneri, cu acordul dumneavoastră, o să aducem plus valoare în buget local. Așa cum știți și cu investiția care a fost cumva câștigată ca și fermă piscicolă, cu autorizație de la Consiliul Județean, vin mare parte din bănuți, în jur de 300 de milioane vechi anual la primărie, plus taxa din escavare și așa mai departe. E păcat să nu profităm și să lăsăm lumea să certe de la aragi, mlajă sau ce, că vin cei de la furnicar și ia aragi de la... M-am săturat de chestii. Dar punem pe cineva acolo să facă ceva și să aducă plus valoare în bugetul local. Dar ăsta de a pune pe cineva acolo, urmează să venim în Consiliul Local și să stabiliți toți dumneavoastră. Cred că am luat atât, am putut identifica. Dacă mai știți undeva, eu nu mai știu. Supunem la vot. Cine este? Da, mulțumim. Este proiectul suplimentar. Da. Trebuia cu un an în urmă să finalizăm acest PUC, Plan Urbanistic General la nivelul Comunei Boci. Dar atâta timp cât ni se solicită fel de fel de studii, nu le-am putut întocmi. Vreau să vă spun că personal pentru un studiu istoric m-am deplasat la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuzaș și am luat legătura cu un profesor universitar. Sunt foarte, foarte greu de găsit acești specialiști. Am discutat cu domnul profesor, între timp i-a mai furnizat date din comună, dumneavoastră își face lucrarea, dar are foarte mult de lucru și ne ia la rând, în ordinea contactării. Așteptăm, nu știu, domnul Stoica, în ultima perioadă, ce ați mai discutat cu domnul profesor? Mi-ați trimis documentația făcută care a fost listată. Clarificări. Așteptăm? Da. Și nu se pare că nu noi încadrăm nici anul ăsta și mai solicitarea face pe 3 ani de zile. Dacă se termină, nu suntem obligați să respectăm 3 ani. Da. Nu sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pe asta? Da, mulțumim. Trecem la punctul pe ordinea de zi la diverse. Vă înscris frumos la... Cuvântul și vă dau cuvântul. Mă adresat de la școală. Discuția adreselor primite de la doamna director de la școală, pentru că eu în ședința trecută, sincer,
nu am înțeles pe cine desemnați dumneavoastră ca reprezentanți și astfel nu am putut să trimit răspuns la școală. Am adus în atenția dumneavoastră astăzi răspunsul înaintat anul trecut, deci pe propunerile dumneavoastră de anul trecut, pentru că spuneați că nu știți ce propunere au fost. Deci este reprezentat domnul Cristian Iștoc în calitate de primar, este domnul Ioan Mocanu în calitate de consilier local, iar domnul, deci acești doi reprezentanți sunt în Consiliul de Administrație al Școlii, iar domnul Dobișteanu Ioan este în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. Și domnul primar venise cu propunerea să mergem pe aceeași formulă și anul acesta pentru continuitatea proiectelor de la școală. Pentru că dumnealor sunt în cunoștință de cauza asta. Sau putem îmbunătăți. Motivat de faptul că dintre persoanele propuse au absentat de multe ori la ședințe de interes, de interes și pentru din partea școlii și din partea administrației publice. Putem să venim cu viceprimarul care e în funcție permanent și poate să participe oricând. Suntem convocați, că știți foarte bine, avem convocări de îndată și la școală, sunt termene și nu putem să le... Și l-aș exclude pe domnul Mocanu, când și așa n-a participat la ședințe de interes privind educația și administrația publică și l-aș introduce pe vicele, să fie în general, viceprimarul comunei Buoci. Dar solicită reprezentanți. Nu cu funcție. Cu funcția, da. Din păcate, trebuie să-i răspund domnului primar. Nu ți-am dat cuvânt. Fii civilizat și vorbești. Deci, din păcate, domnul a finalizat. După ce se termină mandatul, domnului. Da, nu, n-am înțeles. Încă totuși nu înțelege dumneavoastră. Domnul Iștoc mai are mult de învățat. Eu când vorbesc chestiile astea, știți de ce le vorbesc? Din cunoștință de cauză. Atâta timp cât, doamna directoare, am lăsat numărul de telefon, doamnă, mă sunați când este nevoie. Dacă doamna nu mă sună, sunt eu vinovat? Doamne, i-am lăsat numărul de telefon. Domnul primar v-am spus, dumnealui totdeauna vorbește pe din afară, ca să știe toată lumea. De asta lumea nu-l mai agrează. De asta. Pentru că eu am discutat, doamnă, cum să particip dacă doamna directoare nu m-a sunat? Cum adică, cum să stau în fața școlii și să spun, doamnă, când faci? A spus cu anunț. Vreți ceva mai mult ca atât? Poate nu-i place. Păi, domne, dar hai să înțelegem pentru totdeauna. Și nu mai vorbiți în plus, că de-aia nu vă mai agrează nimeni. Păi nu vă mai agrează. Când vorbiți niște cocomănii, le scoateți dumneavoastră din buzunar. De unde dracu le scoateți? Păi nu e, dar este adevărat pentru că am vorbit cu domnul. Lăsați, doamnă, vă mulțumesc, domnul președinte. Chiar dacă râdeți ironic, așa nu e ciudat. Nu v-am dat. Păi da, nu v-am dat. Vreau să zic și eu ceva, proiectul ăsta sau e pe lângă. Transportul ăsta a elevilor cu autobuzul, de cine este? Supunem la vot și trecem la diversă, ca să nu mai intrăm. Supunem la vot proiectul, cine este? Pentru că trecem la diversă. Propunerea domnului primar, nu altceva, da? Supunem la vot. Cine este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cum votați, domnul? Cum votați, domnul? Am fost primul care zis. 5, 9, 8. Nu, 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 da. Acolo nu e ok? Nu, pe deci, nume. Fi reprezentant din partea Consiliului Local, nu cu funcție publică. Dar nu domnul Munteanu. Domnul Munteanu, a spus. Domnul Munteanu nu este ok. De ce nu e reprezentant? Dar și eu am fost, când a fost și toată lumea. Dar are funcție. Dar nu zice că are funcție sau nu are funcție. Deci are funcție publică. Deci nu e reprezentant din Consiliul Local. Da. Băi, băi, râdul trecut, l-ați votat, l-ați votat. Păi, lăsați, după ce termină mandatul, da, poate. Lăsați. M-am spus că este mult de reușit la diverse. Domnul Dobișteanu rămâne, da? Că noi nu suntem compatibili. Vreau să întreb transportul ăsta. Fost prezent. Chiar din noi mă sună. Care se face de la Bișghir, Buhoci, Coteni, Buhocel. De cine este plătit? Dacă îl plătește comuna, Consiliul Local, sau ce? Plătește atributul școlii. Deci îl plătește școala. Da. Am înțeles. Și puteți spune și suma care este plătită? Vedeți, la școală, deci poți să spui cu cât vinde el. La școală, contabilitate, sau? Exact, ce sumă? Eu cât
să cer bani și la școală pentru dezăpeziri, că nu poate să circule autobuze, nu? Sau microbuze, de școli. Eu cer bani. Dezăpezirea asta se face pentru autobuze, nu? Care da, e bani, da. Dezăpezirea se face pentru oamenii din comună. Principalul beneficiar este transportul elevilor, principal. Dar toată lumea, fidel la Micșor Mocanu, nu face dezăpezirii când nu e un metri autobuz. Asta vreau să întreb, adică sunt copii și la deal la pădurii care vin pe jos în fiecare zi. Nu știu și nimeni după ei, și-s vreo 10-15 acolo. Asta este treaba școlii de organizare. Tu nu ai votat nici să construiască școala. Nu se pot abate de la un traseu. Da, e un cazul de copiii trebuie duși către o școală mai depărtată. Prin hotărâre de Consiliul Local putem bugeta și alte trasee. Corect. Deci acum eu mă pun în telea șoferului. Nu știu cum poate intra cu un autobuz. O articulată. Articulată, în zonă, nici n-am avut loc întors. Da? Cu microbuzul. Nu poți fragmenta traseele, că te duci la costuri spitale, plus costuri, discutăm și de supraveghetori. Să știți că întâmpinăm probleme cu copiii. Avem, deci, discutăm foarte aproape problema asta la nivelul conducerii școlii, ținem îndeaproape, în sensul că avem copii diferiți, din toate unghiuri de vedere, și supraveghetorii, oamenii de serviciu, cadre de datice, care asistă sau cu cetul. Participă la transport, au probleme, chiar groaznice. Încercăm să le gestionăm cu poliția, cu părinții, cu... Vedeți, cazurile nu sunt la nivel național. Sunt copii diferiți. Trebuie să facem strategii încât să fim lângă ei și să-i monitorizăm în așa fel încât să nu se întâmple nimic. Nu e ușor. Să știți că de la început am avut, cum zic, suspiciuni că nu o să meargă problema asta cu relocarea copiilor de la o școală la alta. Motivat de faptul că suntem în foarte aproape de Bacău și riscam să migreze către alte școli. Și asta implicau restrângeri de posturi la cadre, în probleme. Dar mulțumim Dumnezeu, funcționăm bine, sper să monitorizăm situația în așa fel încât să nu avem evenimente. La microbuzul, de exemplu, cum ia din capătul satului de la Boci? Poate să urce și până la deal. De exemplu, până la Stoian. Să se întoarcă acolo să iei copiii de la strada de acolo. Fiți sigur că și-au făcut foarte bine calcule și în timp și în ca să ajungă toți în același timp. Microbuzul școlar trebuie să transporte copiii la grădinița Buhoci care funcționează. Din localitate în localitate. Deci doar la Buhoci, nu? Grădinița merge în continuare. Copiii din grădiniță de la Cotem Buhocel, iar cu microbuzul, pentru că au alte ori de plecare. Păi și microbuzul stă la Vișghir. Păi este satul Dăspinești care trebuie transportat și el de acolo, autobuzul nu poate să ducă să ia satul Dăspinești. Termină de cărat copiii la grădiniță, se duce ia copiii de la Dăspinești și duce la Belghir. Microbuzele sunt arondate, sunt trimise către școli cu reguli stricte pentru a transporta copiii dintr-o localitate în alta, nu din interiorul localității. Că ei nu îi mai strânge de pe traseu, asta e altceva. O mai pus discuția astăzi, discuția asta cu în interiorul localităților și chiar directoarii s-au pus această întrebare. Și au spus, domnule, nu putem să mergem cu microbuzul, chiar tu, pipare, chiar, pentru că nu se poate. Deci de aia trebuie să vină undeva la centru. Asta e situația. Eu am avut avantajul, am făcut școala la Buhoci 8, am avut avantajul că eram foarte apropiat de școală. Dar veneau aia din Dospinești săraci, veneau de la Buhoci, veneau de la Buhoci pe jos. Nu trăim aceleași timpuri, dar dacă facem un calcul, cred că cei de la ieșire despre Parinci au aceeași distanță ca cei de pe Vale.
Mai aproape. Dacă îți faci un proiect, chiar să faci un podeț acolo, legătura între vale și... Sunt 5 ani, așa să aduce. Și ieșirea la Stoian. Și o asfaltare, atunci ar putea să meargă totul mai și ia doar cu tot. Dar n-are niciunul. Să faci un proiect, să faci un podeț acolo. Acum, dacă dați voie, vreau să vin un pic și ca răspuns la... La acuzile domnului Mocanu. Știți foarte bine că nu numai pe satul Dospinești, pe toate satele componente ale comunii, am inițiat un proiect pe Anghel Saline, care îl avem la minister și am răspuns la clarificări. Clarificările se fac și se încarcă pe un program anume. La momentul actual suntem la zi cu clarificări la ceea ce am înțeles de la doamna consultant, ca ulterior să fim chemat la semnat contractul pentru finanțare și să demarăm celelalte proceduri sau, cum spun eu, ceilalți pași ca să putem ajunge să asfaltăm toate tronsoanele propuse. V-am adus, o întrebare mică, așa, folosiți cuvântul ulterior. Ulterior când ar fi, de fapt? Anul acesta, anul următor, luna ianuarie, luna februarie, ca să știm, pentru că anul acesta, care se încheie mâine, poi mâine, în luna lui martie, am discutat cu toții și s-a aprobat în Consiliu de către majoritatea că ne apucăm de construit acele vigole, că deja strada pe Valea a început să aibă defecțiuni, pe care eu le-am spus odată, dar nu le ia nimeni în seamă, nu interesează pe nimeni. Din contra, a venit și a pus niște chestii acolo. Ați spus în felul următor, da, banii ăștia avem, acum am buget la rectificare, ne apucăm de treabă. Vedeți dumneavoastră, luna martie a trecut, martie, april, mai, iunie, iulie, a trecut și luna decembrie, mâine, poi mâine, de-aia vă întreb, odată, de asta există ridicarea tonului, de asta vă întreb ulterior, când ar fi acea dată? Vă dau răspuns la rigole, da? Eu am răspuns la tronsoanele care au fost propuse pentru asfaltare și a fost cuprins și satul Dospinești. Pe ceea ce ține de rigole, pe proiectul Rigole, în zona investiției de asfaltare de acum 3 ani de zile, în satul Buoci, zona pe Vale, și în satul Bijghir, partea de jos, jos de biserică sau cam așa ceva. Jos de biserică, că a fost făcut astăzi am primit avizul de la Consiliul Județean pentru autorizare de construcție. Pentru emiterea urmării. Am vorbit cu domnul de la urbanism. Dacă veți, invităm aici ca să vă convingeți. Deci am trecut și de avizul de principiu de la Consiliul Județean. Urmează să emitem autorizația și să demarăm celelalte proceduri. Dar anul ăsta, sincer, având în vedere și ordonanța privind reducerea de cheltuieli și așa mai departe, suntem blocați. Domnul Stoica, suntem blocați, chiar dacă emitem autorizația de funcționare, de construire, deci trebuie să înțelegeți un singur lucru. Autorizația va fi întocmită cu termene. Și termenele se duc în felul următor. 24 de luni până la începerea 12 luni până la începerea efectivă a lucrării. După care se prelungește cu lucrarea încă 24 de luni. Deci avem timp. Dar nu asta, nu? Asta nu înseamnă că vrem. Deci asta nu înseamnă că vrem să o lungim. După ce trecem de ordonanță care ne-a blocat pentru a mai încheia contracte. Deci nu putem încheia niciun contract. Suntem blocați de ordonanță privind reducerea de cheltuieli. Și vă poate explica domnul Stoica. Dacă se face o asfaltare, nu e cuprins și rigolă și șanț cu tot. Atâția bani aveam. Așa altceva. Așa au fost proiectul. S-au înțeles de câți bani au fost atunci. Dar este chestia, adică facem o asfaltare și șanță. Domnilor. Vrei avem aici niște de invitați care vor să... sau oaspeți, nu știu, da, au ori. Cetățeni. Domnul Mocanu. Da. Avem niște cetățeni aici care vor spune niște doleanțe, niște... Să ascultăm o leacă și pe ei. Și... Da, spuneți, domnul. Prezentat. Eu am vrea și noi, la Bijghir, să ne punem nou asfalt acolo. Vine apa din păduri, eu stau chiar la păduri acolo. De câte ori să strâng drumul, trebuie să plătesc căruță, să aduc chetroaie, lut, balat, asfalt. E rău, da. Acolo trebuie un șans făcut, trebuie ceva ca să nu mai vină apa din păduri pe drum.
Doar știți, domn primar, exact la domnul președinte, toată apa din pături trece prin drumul ăla. Știu, e aceeași situație ca și pe... Oricum trebuie să rezolvi iar. E aceeași situație ca și pe tronsonul Dospinești. Acel tronson este prins în proiectul Angel Saline. Acolo am întâmpinat niște probleme privind ariile protejate. A trebuit să facem o documentație cu niște specialiști, că e în zona pădurii și prinsă că ariile protejate. Acolo am mai avut o problemă și cu extinderea de iluminat public, tot așa. Sunt documentații care trebuie să întocmite de specialiști și mai apar și costuri. Deci îl avem în vedere. Știm situația, o cunoaștem, nu numai acolo. Deci toate zonele, toate tronsoanele petruite sunt cumva cuprinse în acel proiect. N-am depus mai multe proiecte pe Angel Saline, cu ideea de a-l duce la bun sfârșit pe ăsta. Dar ni cer clarificări. Cum v-am spus, avizie de la arii protejate. Am înțeles că dacă nu avem apa trasă, nu ne asfaltează. Nu există. Nu avem, deci au venit... Păi cum au venit... Nu, au venit niște... După aia împiedică proiectul ăsta cu apa. Păi tocmai asta. Unul dintre clarificări a fost să venim cumva cu justificare că pe tronsoanele propuse avem spațiu în care putem trece și cu apa și nu afectăm asfaltul care va veni în zonă. Deci avem spațiu. Sunt străzi unde nu ai. Și ești obligat că ulterior, după asfaltare, să strici asfaltul. Dar ne asumăm răspunderea, am calculat, avem metraj, avem studii făcute și avem loc și pentru utilități. Adică venim pe lângă asfalt fără să afectăm structura asfaltată. Și asta a fost una din documentații care împreună cu proiectantul nu a fost așa ușor. Vă mai explic, domnul Stoica, mai explicat dumneavoastră cum stau lucrurile. La momentul actual, în baza avizului, cel puțin la cazul lui, ceea ce se plângea el de apă, este prins în avizul de apă românii și sub ce formă vor fi canalizate apele pluviale să fie duse în pârâu fără să mai afecteze străzile. Deci este prins în proiect. Așteptăm să semnăm contractul de finanțare și în baza sumelor locale vor începe procedurile de întocmirea proiectului tehnic și în baza proiectului tehnic lucrările efective. Deci, avem avizul apelor românii. Apelor românii nu-ți dă un aviz dacă nu vede și modul de scurgere a apelor de pe versant și de pe... Corect. Numai că noi tocmai am discutat și domnul primar a expus acest proiect ceva mai devreme, în care ne explica de un termen de 12 luni plus încă 24 de luni. Noi, acum, în momentul de față, nu putem să găsim o soluție pentru a dirija acele scurgeri de apă. Pentru că, deci avem următoarea situație. În mod normal, este obligația OAT-ului să ducă să pietruiască acel drum, da? Și am făcut. Corect. Și am făcut-o. După care domnul vine și spune, vine apa și ia condișul. Păi nu ne batem joc de bani, nu știu. Părerea mea, nu știu. Adică să găsim o soluție. Aveți zone bune. La momentul actual, afectarea drumului este că pe acolo să scurge apa. Eu, ca să pot să intervin, ar trebui să fac podeți. Să faci un podeț de ca să preiau și după aceea, pentru o rigolă, să duc pe lângă casa lui, să duc în pârâu. Nu pot interveni pe drum acum, pentru că primarul a dat o declarație, că nu vor fi făcute intervenții asupra drumului. Mă apuc acum să construiesc un podeț. Nu știu dacă știți zona, e undeva lângă pădurii. Dar sus. În fin, da. Deci acolo, fără podez de preluare a apelor și prin canal să facem către pârâu, nu putem interveni. Domnul Stoica, avem un utilaj al primăriei. Mergem în acea zonă, luăm persoana de față și ne facem o rigolă frumos și facem cursul apei să se ducă unde trebuie să ducă apa. Nu în grădină la dumnealui, nu în ogradă la dumnealui. Chiar nu putem să facem nimic. Hai să ne scuzăm totdeauna. Dumnealui, drumul de ieșire în stradă este de aplicat. Da, și nu putem să-i schimbăm, să facem o rigolă, domne, ca să ducă undeva apa. Uitați asta și cere dumnealui. Uitați asta cere dumnealui. Vedeți că ascultăm, dar de fapt nu înțelegem ce ne spune.
drumul. Păi din pădure trebuie să duc un drum 50 de metri. Bă, dar faci o șansă. Ca să faci șansă prin terenul oamenilor. Hai să lăsăm apa. Să intri în curte la oameni, nu puteți face o șansă. Să fac un șans. Păi facem un șans, doamne. Adică e o șansă către pădure și apa să se ducă pe acolo. Păi se ducă pe acolo, asta vreau. Nu mă ceva vreau. Avem prinse soluții din proiect. Noi nu putem să intrăm la acolo. E o chestie mai grea la el. Pe situații de urgență intervenire, dar nu cred că la stradă, până la el acasă mai merge. Și pe situații de urgență, dacă plouă în curb, da, să știi foarte bine. Ia să fie atras la stradă imediat. Pentru că... Dacă spunem că nu am luat omul nu cere altceva. Dacă l-a ascultat cu atenție, omul a spus de sunt de plan. Domnule, trebuie o șansă acolo că mai vin. Și se întâmplă un accident acolo. Stimați colegi, stați un pic. Domnul, nu mai... Să vă spun ca să consemn de domnul președinte. Domnul președinte. Să nu credeți că nu eu personal, dacă aș avea putere, acum m-aș duce și m-aș apuca de asfalt. Dar sunt proceduri care... și mecanismi care nu puteți să înțelegi în asta dacă nu sunteți în Mântuleu. Credeți că există vreun primar, există vreun primar din vreo localitate care să blocheze intenționat? Băi, fraților, deci haideți să gândim, suntem maturi și suntem responsabili. Stimați colegi, astfel de situație, asta vă explică domnul primar, că în momentul în care avem pe puteri o situație mai groasă. Păi, dar nu mai acum. Domnul Stoica, nu mai am primit, stimați colegi, avem mai multe, avem mai multe situații în comună, cele reprezentate de domnul primar a explicat că în momentul în care se va face lucrarea, asfaltarea drumurilor pe proiectul Angel Salini, automat suntem obligați de legi, suntem obligați de situații să intervenim față de toți torenții care se formează de pe versant, de pe dealuri, în vecinătatea drumurilor, care traversează drumurile. Avem cel mai elocvent exemplu este la Paper aici, da? Când toată piatra, am dus piatra înapoi de pe drum, am dus piatra înapoi, două mașini mari, le-am dus înapoi pe drum să asfaltăm. Avem la Iepuri, a părinții Iepului. De trei ori am intervenit și am reparat drumul, că erau șanțuri și am venit și am reparat drumul. Toată piatra o aducea fii, că o băga plus reclamațiile făcute. Nu e timp, nu e timp, e Claudiu, ci e timp, e frații care le-am împundat șantul și el credea că l-am împundat noi intenționat. Nu, era studiul de apă. Și acolo trebuie să făcute lucrări de dirijare rapidă a lucrării făcute de către, știi, țipic, nu implor. Așa reparăm. Am reparat peste tot. La Coteni avem aceeași situații, la Bișghir avem situații. Deci sunt mai multe în care trebuie făcut lucrări corecte, lucrări sub incidența legii, făcute de proiectanți, în așa fel încât să nu ne dăm cu părere, nu sunt constructe, spune, doamne, e bun de făcut șantul așa, că da, îl fac șantul aici, asta putea să-l iei un păl mai în parte, să fac mai mult rău. Că nu sunt de special. Trebuie să avem în vedere că toate lucrările astea trebuie făcute, avizate, făcute cu proiect, făcute ca lumea. Ca abia atunci cheltuim bani prost, dacă ne dăm să astăzi facem noi părerea mea pe situații de urgență, domnul viceprimar. Am intervenit tot timpul. Deci putem interveni. Dar tot timpul. Facem responsabil astfel încât cetățenii să nu aibă disconfort și noi, OAT-ul, să nu cheltuim bani suplimentari. Domnul consilier, pe situații de urgență am făcut. Uite, exemplu e aici, de față, care am intervenit de trei ori pe drumul Iepului. Și la Pabăl aici, și la Coteni. Peste tot am înțeles pe situații de urgență. Dar asta nu înseamnă că am rezolvat problema. Problema să o rezolvăm este... O chestie. Domnul Cadar, când aveți probleme de felul ăsta, e bine să vă adresați... Dar fără probleme, niciun...
Niciodată. Bine, atunci nu stai. Noi trebuie să prevenim înainte, nu când o veni peste el apa, să vină și el. Că atunci apa vine peste el. Hai să prevenim înainte. Înainte. Era frumos. Dacă vrei să continui, vrei să continui la vârstul și continui cu mine. Dar eu nu fur măgării. Te rog, eu vorbesc la adresa acelui pe care. Te rog, eu nu găsesc oile. Eu am discutat la situația oamenilor care au venit acum. Dumneavoastră vorbește aici. Domnul, pe vale, vis-a-vis de situații de urgență, pe vale, vă mai dau un exemplu, pe vale la Roșu, la Costic Roșu, la Costic Godoi, bravo, la Godoi. Am pus pe situații de urgență, am venit cu o grindă, am găsit un din ăsta stâlp de la așa am luat stâlpul de la primărie, l-am și acolo aveam o soluție. L-am pus numai un pic pentru că riscam. Riscam, consilier, dacă mai aveți întrebări ce să mă privești, riscam să dărâm mai la așa. De cauza că s-a închis să